Facultatea de Științe din cadrul Universității din Craiova a organizat în cadrul proiectului Cercetătorii Viitorului o lecție de orientare în carieră, dar și experiențe practice. Bine ați venit alături de noi în cadrul proiectului Cercetătorii Viitorului, așa se numește proiectul nostru. Debutează astăzi activitatea de promovare a științei pentru mai tinerii noștri colegi, adică pentru voi, pentru liceeni. Vă mulțumim că ați ales astăzi să fiți alături de colegii mei și de colegii mei din învățământul preuniversitar, dascălii dumneavoastră. Sper ca timpul pe care veți petrece astăzi să fie unul care să vă mai întoarcă privirea spre universitate, spre Universitatea din Craiova, în mod special. Și uitându-mă așa în sală, sper ca o parte dintre dumneavoastră chiar să îmbrățișați această carieră de cercetător. Noi ne-am propus prin acest proiect să vă familiarizăm cu știința, în speranța că o parte dintre dumneavoastră veți îmbrățișa această carieră. În cadrul proiectului Cercetătorii Viitorului, în calitate de expert, avem programate 10 prelegeri în favoarea științei, să spunem, conexe cu fizica, matematica, chimia, geografia, informatica și câteva întâlniri gen cafeneaua științei. Deci scopul este aducerea științei în, mă rog, într-o manieră, să spunem, agreabilă copiilor. Avem experiență, să spunem, bine dezvoltat. Am realizat la Universitatea din Craiova diferite școli de vară și folosind această experiență putem transpune tot felul de experimente și lucruri utile într-o manieră foarte frumoasă. Colaborarea dintre Inspectoratul Școlar și Universitatea din Craiova este una veche, una care durează de ceva timp și e bazată pe reciprocitate. Ne aflăm astăzi aici la Facultatea de Științe cu 3 clase de la Colegiul Național Carol I, clase de științe și de matematică informatică, clase cărora li se adresează proiectul Cercetătorii Viitorului. Așa cum vă spuneam, suntem partenerii ai Universității din Craiova și, bineînțeles, și ai Facultății de Științe și ne bucurăm astăzi, împreună cu copiii noștri, cu elevii noștri, să participăm la descoperirea tainelor științelor. Majoritatea elevilor și nu numai, consideră că matematica, fizica, chimia, științele exacte în general sunt materii mai greu de abordat, dar să știți că nu e așa. Fiecare disciplină are farmecul ei și eu cred că cu cât un lucru pare mai greu și reușești să-l descoperi și reușești să-i descoperi tainele, devine mai atractiv și mai important pentru cel care încearcă să aprofundeze. Experiențele practice completează învățarea realizată în instituțiile școlare, contribuie la familiarizarea liceenilor cu ceea ce înseamnă mediul academic și viața de student. Mă rog, tehnologii deja implementate în device-urile voastre. Și asta nu face altceva decât să leviteze mici corpuri, în cazul de față niște viluțe care au masă foarte mică. Deci pur și simplu levitează spațiul acesta. Atenție, nu levitează cu jet de aer. Deci e diferit. Deci învingi gravitația cu alt tip de unde. Proiectul Cercetătorii Viitorului facilitează colaborarea unor actori relevanți din domeniul universitar și al cercetării în scopul îmbunătățirii serviciilor de asistență pentru cercetători, creșterea interesului pentru cariera de cercetător în rândul tinerilor, promovarea rezultatelor cercetării românești la nivel regional, stimularea cooperării între centrele regionale de orientare în carieră și rețeaua europeană.